Republica Moldova, teamă la granița cu Transnistria. Ucraina, școală pe timp de război. Și Olanda, modă la rang de artă. Bun găsit la Europeo! În Republica Moldova, oamenii se tem cu privire la posibile noi lupte la granița cu Transnistria. Soldații ruși sunt staționați în zona separatistă. Recent, Parlamentul Transnistrian i-a cerut lui Putin să protejeze această regiune prorusă. Oamenii obișnuiți, precum Gheorghe și Valentina, speră că se va găsi în curând o soluție pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Aproximativ un hectar de teren, asta e tot ce pot ara în prezent Valentina și Gheorghe. Majoritatea terenului pe care îl dețin se află în regiunea separatistă Transnistria, la o aruncătură de băți de satul lor Cocieri. Autonumitele autorități transnistrene le-au interzis din ianuarie fermierilor basarabeni să-și cultive pământurile. 2006? Această interdicție e a treia sau a patra oară. Au fost cazuri că câte 2-3 ani nu aveam acces și nu prelucram. Puteți agență economică să vă închipuiți să te pornești iarăși de la zero. Copiii lui Gheorghe și ai Valentinei s-au stabilit în străinătate cu ani în urmă. Cei doi trebuie să-și lucreze acum terenurile din Transnistria pentru a putea recolta ceva la toamnă. Dar cum să o facă? Dar speranța au trecut la noi. Gata. Noi suntem bătrâni, dă-mă. Copchii s-au dus, 4 copchii sunt pe străinătate. Deci s-au dus, pentru că e situația. Această situație a început cu mai bine de 3 decenii în urmă. Trupe ale Republicii Moldova au luptat la începutul anilor 90 împotriva separatiștilor proruși din Transnistria. De atunci, Moscova are staționate trupe ruse în Transnistria. Basarabenii Iurie și Valeriu au luptat în acel conflict. Sunt îngrijorați că s-ar putea ajunge iarăși la război, ceea ce le-ar îngreuna situația suplimentar. Pentru o populație, liberă circulație, așa cum a fost, așa și interzisă, traversarea cu marfă pe platoul ăsta, e interzis în afară de BAC. Exprimare liberă e interzis. Acest BAC este foarte important pentru basarabeni, pentru a ocoli controlul vamal transnistrean. Nistrul separă Republica Moldova de Transnistria, cu excepția câtorva enclave basarabene. Iurie și Valeriu sunt convinși că este doar o chestiune de timp până când Rusia va folosi Transnistria pentru un atac împotriva Republicii Moldova. Azi oamenii sunt îngrijorați, noi nu știm, am la Putin poți să aștept ce vrei, ia spun una, mâine poți să întoarcă să facă alta. Nu primim autorizație pentru filmare pentru părțile Transnistriei controlate de separatiști. Soldați ruși, oficiali din trupe de menținere a păcii, păzesc intrările. Dar și în enclavele controlate de basarabeni există multe voci proruse. El o să ne protejeze. Poate ne mărește pensiile, fiindcă aici primim puțin bani. Vrem să facem parte din Rusia. Rușii ne ajută. În schimb, guvernul de la Chișinău vrea să integreze Republica Moldova în Uniunea Europeană și susține că Rusia încearcă să destabilizeze țara. Gheorghe și Valentina cred că nu poate exista siguranță pentru ei cât timp continuă conflictul cu separatiștii. Dar cum ar putea arăta o soluție pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului și ce planuri are Moscova pentru regiune, asta nu știe aici nimeni. Săli de clasă bombardate, biblioteci distruse și o lungă perioadă fără cursuri. După 2 ani de război, situația elevilor din Ucraina este dramatică. Multe școli au fost complet sau parțial distruse, dar, datorită unei noi inițiative, peste 2000 de copii din orașul Harkov s-au putut întoarce în sălile de clasă, în cel mai sigur loc momentan, în subteran. Clopoțelul sună pentru o nouă zi de școală. Totul pare aici cum trebuie să fie. Elevi, manuale, tablă și profesor, cu o singură diferență.
Școala este construită în subteran, la metroul din Harkov. Rachetele rușilor ar putea lovi oricând orașul, așa că pentru copii este mai bine să învețe aici. În metrou. Este mai sigur la metrou, fiindcă afară sunt explozii și școala noastră ar putea fi distrusă. Acești elevi de clasă 1 au 3 ore astăzi în clasă, urmate de alte 2 acasă, online. Odată ce au părăsit școala, alți elevi le iau locul. Acest sistem le permite cât mai multor copii să învețe în școală. Firește, copiilor și nouă profesorilor ne lipsește foarte mult învățământul normal. Mă refer la comunicarea față în față. Așa că toți am fost foarte fericiți când a apărut posibilitatea să funcționăm aici, copiii, părinții, profesorii. Olena spune că la început i s-a părut ciudat să predea aici, dar s-a obișnuit repede. Sunt multe sunete aici jos, în afară de trenuri, dar nu mai reacționăm, nu ne mai deranjează. Școli au fost construite în 5 stații de metrou din Harkov, prin adaptarea fostelor pasaje sau cabine tehnice. Ventilație și camere video au fost instalate peste tot, iar profesorii sunt ajutați de asistenți la clasă, psihologi și administratori. A fost un lucru nou pentru noi toți, așa că a fost dificil uneori, dar nu există probleme de nerezolvat, există doar lipsa dorinței de a le rezolva. Noi am avut dorința de a crea toate acestea. Peste 2200 de elevi frecventează școlile de la metrou, dar încă nu este suficient spațiu pentru fiecare copil. Mai mult de 100 de școli din Harkov au fost avariate în bombardamente. Unele dintre ele nu mai pot fi reconstruite. Noile școli subterane au fost amenajate pentru a găzdui mai mulți elevi, dar copiii visează la clipa în care frecventarea acestor facilități nu va mai fi necesară. Mi-ar plăcea să merg din nou la școală, o școală normală. Este mai distractiv decât aici. Deocamdată, școlile din subteran le oferă copiilor un strop din normalitatea de odinioară. În partea nordică a Oceanului Atlantic se află insulele Feroe, un arhipelag format din 18 insule vulcanice situate între Islanda și Norvegia. Ele sunt o regiune autonomă a regatului Danemarcei. Nu e de mirare că unul dintre cele mai iubite sporturi aici este vâslitul, încă din perioada vikingilor. Aceștia au populat primii zona emigrând pe apă din Norvegia în secolul IX, iar acum femeile sunt în top la acest sport. Antrenamentul de seară. Este vară, soarele aproape că nu apune în insulele Feroe. Antrenamentul este dur, bărcile de lemn în stilul vikingilor nu oferă niciun confort. Echipa trebuie să depună mult efort. Șefa Jani este neîndurătoare. Jani a început să practice canotajul la 15 ani. Imediat și-a dat seama că ar putea fi cârmaci. Își conduce echipa cu multă autoritate. Îmi place când le văd pe fete depunând efort și devenind tot mai sigure de puterile lor. Chiar dacă avem sentimentul că barca avansează cu o viteză optimă, mereu se poate mai bine. Este extraordinar. Ce spun eu este lege, toată lumea acceptă asta. Dacă ele nu sunt de acord cu ceva, îmi spun mai târziu. Din fericire, foarte rar avem opinii diferite. Toate sportivele au serviciu, au familie sau studiază. Fac sport din pură pasiune. Canotajul face parte din identitatea celor care trăiesc în insulele Feroe. Cele 18 insule se află la mai multe sute de kilometri distanță de Islanda, Scoția și Norvegia. Temperaturile urcă aici foarte rar mai sus de 12 grade Celsius. Clima este aspră, vânturile pot crea surprize. Bărcile tradiționale cu vâsle sunt în continuare un mijloc de locomoție important. Jani și fiul ei îl vizitează pe un constructor de bărci. Sunt ultimele pregătiri înainte de concurs. Vâslele trebuie îmbunătățite. Voiam să văd dacă poți corecta vâslele. Sunt cam inegale în interior, dar în rest sunt excelente. Un ultim antrenament înainte de concurs. Corpul sportivelor este supus pentru scurt timp unui efort mare. Foarte rapid ajung la extenuare. Canotajul se numără printre cele mai obositoare sporturi. Aproape toți mușchii sunt folosiți. Barca se mai curăță odată. O ultimă verificare dacă totul funcționează și apoi la masă. Mâncarea este foarte consistentă cu mulți carbohidrați.
Echipa Iarn Bardur este gata de start și pornește spre competiția la nivel național. Avem 100% încredere în Iani. Știm că ne putem aștepta la victorie, dacă facem ce ne spune ea. S-a dat startul. Barca albastră a echipei Iarn Bardur ajunge în frunte. Sportivele dau totul. Antrenamentul dur a meritat. Canotoarele și-au găsit ritmul. Se apropie de linia de sosire și câștigă detașat. Bucuria este uriașă, iar Iani este sărbătorită ca o eroină. A fost nemaipomenit. Am avut un start groaznic, am ieșit de pe traiectorie, dar apoi totul a funcționat minunat. Au reușit. A fost o mare victorie a echipei Iarn Bardur. Ce poate fi mai frumos pe insulele Feroe după atâta efort? Regina brânzeturilor englezești se numește Blue Stilton. Denumirea este patentată, ceea ce înseamnă că, la fel ca șampania, de pildă, Stilton poate fi produsă numai într-o anumită regiune și după reguli stricte. Stilton este exportată ca un bun cultural culinar în întreaga lume, dar în producția acestui tip de brânză se folosește o anumită ciupercă pe care mulți s-ar putea să nu o considere foarte apetisantă la prima vedere. Aici pasc văcuțele de la Hartington Creamery, cel mai mic producător Stilton. Diana este singura antreprenoare care produce brânza Stilton. De 10 ani lucrează la produsul perfect. Creștem tradiționalele văcuțe Holstein, care dau laptele perfect pentru brânza noastră. Avem nevoie de un conținut cât mai constant de grăsimi și proteine pentru producția noastră. În laptele pasteurizat se adaugă culturi starter, cheag și culturi de mucegai albastru. În această etapă este foarte important să manevrăm cu mare atenție laptele. Și, în general, pe tot parcursul producției, Stilton trebuie tratat cu grijă, ca un bebeluș. În ziua următoare arată astfel. Diana controlează aciditatea cașului obținut. Sarea se adaugă doar când este perfectă. Apoi calupurile se toacă, singura etapă a producției care nu este realizată manual. Cașul trebuie să fie blând. Vrem bucăți de mărimea unei nuci. Dacă vă uitați aici, sunt de diverse dimensiuni, adică exact ceea ce ne dorim. Which is exactly what we're looking for. Masa este turnată apoi în formele tipice sortimentului Stilton și depozitată timp de 4 zile până când pierde suficient lichid. După ce se îndepărtează formele, suprafața fiecărui calup de brânză este sigilată. What we want to do. Toate găurile de la exterior trebuie sigilate pentru a putea controla creșterea mucegaiului nobil. Altfel, în contact cu oxigenul, mucegaiul ar începe să crească și nu vrem asta acum, ci ceva mai încolo. Apoi, brânza este dusă la maturat. Diana trebuie să o întoarcă regulat, timp de câteva săptămâni. Nu vrem ca tot lichidul să se adune în partea de jos a brânzei. Dacă ar sta mereu așa, umiditatea ar fi doar în partea inferioară și am obține ceea ce în domeniu se numește picior de elefant. După 8 săptămâni este gata. Diana testează gustul. Vinișoarele albastre se împrăștie în toată brânza și conferă o culoare frumoasă, cremoasă. Și partea din spate se simte moale, ca untul. Nu există arome străine, ci doar un miros plăcut, destul de dulceag, de nucă.
iar savoarea gustă aceste note delicioase de brânză cu mucegai nobil, deloc amar, plăcută și cremoasă. Perfect! Anual se produc aproximativ 8.000 de tone de brânză Stilton. Artă sau modă? Rochiile futuriste ale designerei olandeze Iris van Herpen arată aproape ca niște sculpturi. Multe dintre creațiile ei haute couture sunt realizate din materiale neobișnuite, cum ar fi lemnul sau plasticul. Este considerată unul dintre cei mai inovatori designeri de modă din lume, iar creațiile ei pot fi văzute chiar și în Muzeul de Arte Decorative din Paris. Lui Iris van Herpen îi place să experimenteze și este pasionată de tehnică. În 2010 s-a numărat printre primii în industria modei care au realizat o roche cu ajutorul unei imprimante 3D. Când am început să lucrez cu noile tehnologii, pentru mine totul s-a schimbat. Nu știam dacă va funcționa, dar trebuie să-ți asumi riscuri și uneori și greșești pentru a merge mai departe. La Paris, creațiile lui Iris van Herpen pot fi admirate într-un muzeu. La vernisaj au luat parte și Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, și regina Maxima a Olandei, care a purtat o rochie a creatoarei. A fost o onoare pentru Iris van Herpen, care își prezintă de două ori pe an noile colecții la Paris. Ea a reușit să combine arta tradițională a croitoriei cu tehnologiile moderne și această combinație face creațiile sale unice și incredibile. La expozițiile de modă vin periodic celebrități din întreaga lume. În vara anului 2023, între acestea s-au numărat cântăreața Camila Cabello din Statele Unite, Leonie Hane, influencer din Germania, și actrița britanică Maisie Williams. Toate au purtat creații ale lui Iris van Herpen. Arată ca o haină din altă lume care crește organic din corpul tău. Se înalță cu mult peste toate normele hainelor obișnuite. Ai sentimentul că ești un fel de operă de artă mișcătoare. Este ceva foarte special. Dar fiecare creație a lui Iris van Herpen are și un mesaj. Ea aparține unei generații noi în lumea modei care vrea să și schimbe ceva. Sustenabilitatea este pentru ea un factor important. Asta e partea frumoasă a modei. Avem posibilitatea să creăm materiale sustenabile, să ne ocupăm de asta. Cooperăm cu instituții care au același obiectiv și încercăm să ne unim cunoștințele, astfel încât să îndreptăm lumea modei spre un circuit economic care să mizeze mai mult pe calitate decât pe cantitate. Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea față de asta. Hainele viitorului. Fiecare arată ca o sculptură. Prima rochie 3D cu care Iris van Herpen a scris istorie rămâne la Muzeul Artelor Decorative de la Paris în expoziția permanentă. Artă sau modă, probabil și una și alta. De fapt, moda chiar este artă de multe ori. Depinde de cine o creează. Europeo se oprește aici. Până săptămâna viitoare ne puteți găsi pe site-ul DV, pe Facebook și pe YouTube.